Cafenea pe bicicletă. Nu este o glumă, ci ideea unor tineri sălășeni care au terminat facultatea la Cluj și au decis să-și încerce norocul în orașul de la Poalele Meseșului, venind cu o idee de afaceri inedită. În timp ce politicienii se bat în idei care de care mai optimiste și mai aducătoare de bunăstare, unii tineri, puțin cei drept, au înțeles că numai cu fruntea descrețită pot reuși sau cel puțin pot încerca. Nadi Laszlo și Haros și Reco sunt doi tineri care au ales să revină la Zalău după ce au terminat facultatea la Cluj pentru a începe o afacere. Laszlo a construit cafeneaua ajutat fiind de tatăl său. Cafeneaua conține tot ce este nevoie pentru a prepara o cafea, o ciocolată caldă sau un fresh de portocale, totul într-un cadru deosebit, pe stradă sau la marginea drumului. Bună ziua, stăm de vorbă cu... Haros Reco, mă numesc. Dumneavoastră aveți aici o mică, nu știu, cafenea pe roții. Ce este asta, de fapt? Deci, noi vindem cafea și freșuri. Da, ce este asta? Este o cafenea pe roți? Da, o cafenea pe roți, o bicicletă transformată și... Pe unde mergeți cu ea? Păi numai stăm aici, că nu ne lasă, deci nu prea avem autorizație. Dar cum v-a venit ideea asta să faceți o cafenea pe bicicletă? Deci am văzut în Cluj, noi am venit în Cluj, am fost acolo studenți, am stat 5 ani în Cluj și acolo am văzut, sunt două biciclete de genul. Da, deci noastră, practic asta este o cafenea mobilă, da? Puteți să pedalați, să mergeți? E mai greu un pic, dar se poate, da. Bun, hai să vedem ce produs aveți noastră aici de vânzare pe bicicletă. Deci avem cafea, cafea espresso, macchiato și cafe latte și fresh, fresh de portocale, gref, lămâie și fresh mixt. Cine pedalează, dumneavoastră sau domnul? Domnul. Haideți aici lângă mine, vă rog, haideți. Cum vă numiți? Nadi Laszlo. Cum e cu pedalatul la bicicleta asta, la cafeneaua asta pe bicicletă? În spate se poate. În spate. E grea? Da. Da, din ce alcătuită, practic, noastră ați confecționat-o? Da. Eu am făcut-o cu taică-meu. E cornier de 4x4 plus Tego. Și e un pic cam greu, dar oricum nu putem să circulăm cu ea pentru că suntem dependenți de curent. Și ea trebuie conectată practic la o sursă, sigur, de curent. Sigur, pentru aparat, pentru boiler, avem boiler pentru apă caldă. A, și aici aveți inclusiv frigider, văd că. Și frigider aici înăuntru. Ok, mulțumim tare mult, să aveți mult succes. Mulțumim foarte mult.